Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Overwatch. De această dată o să încerc noua hartă Junkertown. Dar ghiciți ce? Am încercat-o, deja am jucat un match, l-am câștigat, dar OBS-ul ăsta fenomenal n-a filmat. Este. Forță OBS. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să prindeți și voi butonul de like și, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o deja, să vă înscrieți la giveaway. Un giveaway cu un GTX 1050 Ti și un joc Rocket League. Dacă nu vă interesează GTX 1050 Ti pentru că aveți GTX 64 de miliarde 200 de 400 de giga, dați share la link pentru că nu vă costă nimic, mă ajutați și pe mine și poate ajutați și pe altcineva care își dorește o placă GTX 1050 Ti. Palegheleu, corect. Și acum hai să jucăm harta corect. Măcar știu harta acum, sper să mă pună din nou în defensivă, că e fain în defensivă. Cam mai urea că, da, am filmat un episod, am câștigat meciul frumos și mă uit la OBS gen să văd, bă, am oprit video sau ăsta și văd, bă, n-am filmat nimic. Ah, din nou. Mersi fain, domnule OBS, ești corect. E faină harta, arată chiar bine, perfect. Dacă jucăm cu Junkrat și cu noul skin pe care l-am pe Junkrat, am văzut că a făcut și update-ul sau upgrade-ul, sau cum vreți voi să ziceți, la Mercy, ceea ce mi se pare într-un fel bine, într-un fel rău, pentru că nu știu exact dacă e mai OP decât era înainte. Dar partea bună e că nu mai dă revive la 54 de miliarde de oameni deodată. Dă numai la unul, așa, pe rând. Nu știu exact ce cooldown are la ultimata care a devenit abilitate, dar pana mea. Să sperăm că nu e super tare. N-avem niciun tank, dar nu-i nimic nou. Oricum joc numai ca să vă arăt și vouă harta. Bun, ca de fiecare dată când e o hartă nouă, îs afișe și chestii pe aici. Toate chestiile astea îs niște indicii pentru un nou campion sau altceva. Mă gândesc acum că am văzut și afișul ăsta aici, The Queen. Cred că asta o să fie noul campion lansat. Părerea mea. Adică regina din Junkertown, cum ar veni. Că de fiecare dată când au băgat un afiș nou și ceva legat de un campion, de fiecare dată a apărut un campion nou. Cum a fost și faza cu Doomfist, cu anunțuri și chestii pe acolo, de fiecare dată a fost la fel, deci bănuiesc că și acum o să fie exact la fel cu chestia asta. Payload-ul ăsta îl știți deja din mini video ăla de prezentare. La Junkertown aici ați bănii cei, să nebunesc, numai jumătate de aici să-mi fie donație pe stream și aș relerga în curgol peste tot. Da. Oricum, harta e faină, interesantă. Probabil că nu o să fie... Oh, nice. Nu o să fie cea mai faină hartă. Dar e interesant așa. Nu știu exact cum e mai încolo. Când atacă ăștia și chestii, dacă mai există ceva clădire ascunse sau vrăjel de genul. Practic am văzut numai o parte din ea cât am jucat un match. Dar văd că e exact în același stil cu... practic 3 puncte. What the fuck? Holy fuck, ce mi-a dat ăla. Nu știu pe unde sunt healurile. Unul văd că e aici, dar îmi trebuie să găsesc unde sunt healurile alea care îmi dau full HP. Alea m-ar interesa. Nu știu unde e echipa, din nou. Nu îmi dau seama cam unde se află echipa mea. Până acum am văzut că am stat singur lângă payload, dar asta este o chestie clasică. Deci nu e ceva ce n-am mai văzut până acum. Ce ziar curios e... opa. Schimbarea la diva, că și la diva se presupunea că îi face o schimbare mică, mare, acolo. Nu știu exact ce și cum, dar o să o văd și pe aia în curând. Nu-i bine cum am dat acolo? În fine, pe aici oare există ceva? Locaș să mergem să le lansăm așa. Legheleu, bam. Am spart pe cineva acolo, nu știu exact pe cine. Ah, pe Felix, care este Hanzo. Oricum, harta e, cum am zis, clasic. Adică nu e nimic special, nu e un mod nou sau ceva. E același mod de defense attack. Faci faza de defensivă, faci faza de atac. Mie acum nu o să-mi dea și faza de atac. Dacă reușim să facem defend, îmi dă direct victorie. Farstanden! What the fuck? Diva o dat cu chestiile alea. Sau mi s-o părut mie că o dat cineva cu un fel de rachete.
Aproape l-am spart. Dar eu dat de revive, văd că Mercy. Uite, de exemplu, la Soldier nu înțeleg de ce nu-i schimbă un pic ultima ta, că mi se pare așa mai semicretină. Adică, ultima ta pentru oamenii proști. Dar, în fine. Cine zi-o să zic așa ceva? Oh, nice. Vezi, rachetele alea. Nu știu dacă-s de la Diva sau de la Soldier, dar... O, e interesant, o să joc și pe Diva să văd cum e acum. Ce i-o schimbat mai exact, că se presupunea că-i schimbă ceva la W, parcă. Uite-o, frate, pe asta. Ce-s cel mai curios e Mercy, cum e acum față de cum era. Dacă e mult mai tare, mult mai slabă, mai ceva. Deci în teorie n-ar trebui să fie cine știe ce schimbare. Atât numai că nu mai dă revive super rapid la multe ținte. Acum întrebarea ei. Cât are cooldown la chestia aia? O bubuiam dacă era. Mamă, ce îmi place pe bunny cei. Uite-l pe Gusti acolo sus. Băi, gustișor. Opa. Mercy sus. I-am dat niște damage. Vine aici zdreanța mică. Nu? Mă așteptam să vină totuși. Baga boanta. Ia uite, și-o dat asta. Wow. Ce bula n-am avut. Altfel mă bubuia. Liu zdreanță. Aia e sus acum. What the fuck? Cum o scârțit? Nu prea-mi place că nu face echipa. Defend. Coaie, dar eram pe heal călare. De ce n-am luat heal-ul? În fine. Lagman has left the game. Iauzi. Ghiciți de la cine este din echipă, de la mine. Noroc aici. S-au gândit oamenii că tocmai la o chestie de genul ar fi interesant să bage un mod prin care să substituiască fătăraul care a ieșit. Dar la ranked nu s-au gândit la o variantă să o facă în așa fel încât să ne ajute și pe noi la ranked dacă au ieșit șobolanile să bage cumva. Nu știu cum, dar să bage. Un mod în așa fel încât să vină cineva să-l substituiască pe vărul care a ieșit. Știu, știu, vine și varianta cu bă, dar ție ți-ar conveni să te bagi într-un match care e deja pierdut? Nu prea, dar nu. Să facă un sistem în așa fel încât să împace și pe unul și pe altul. Uite rachetele alea, de alea vorbeam. Dar cred că zi la fătărău ăla. N-am de ales. Bubuianul, numai pe unul l-am prins aia, e. Bă, harambe, dar până când, bă, omule? De fapt, omule care ești maimuță. Nici o diferență între oameni și maimuțe. În mare parte. Dar ăsta s-ar putea să fie un defeat. Oricum v-am zis, nu-i mare parte. A, uite, frate, da, deci e la Diva rachetele. Interesant. Deci are o nouă abilitate sau... E aceeași abilitate, numai improved. Oricum, interesant. Trebuie să o joc să văd și eu care e șmecheria cu rachete și chestii. Oh, frate, cum nu am omorât acolo mâncacea asta? A, mă, chiar mă, și asta Diva, nu Diva, Mercy acum poate să dea heal-ul la mai mulți deodată, nu știu cum exact. Când își dă ultimata sau ceva în genul, parcă le dă la mai mulți deodată heal. Deci o să fie interesantă schimbarea pe Mercy. Mai spunem și un trap aici, în caz că vine și șobolanile. Nu știu cum, lăsați-vă și voi părerea în comentarii. Cum vi se pare harta asta? Mie în ideea în care nu e nimic diferit ca sistem, adică tot același lucru trebuie să faci și la harta asta. Defense și vrăjeli. Bă, dar nu mai pot să dau cu nimic dacă mi-a dat aia papagandă. Take cover, știu.
Băi, cu bombă line, n-avem ce face. Acum vine asta probabil să dea un revive sau ceva, nu? Ah, da. Ok. Bă, leghel eu. Trebuie să mai iau din când în... Oh, mamă, dar dă bine cu rachetele alea, frate. Întrebarea este cât damage dau rachetele alea. Că n-am intrat încă în ele să văd ce și cum. Oh, ce frumos i-am dat. Che favere! Bam, bubuianu, mânca mie-i teneșii. Perfect. Și am un shield, dar nu știu de la ce. A, de la Symmetra. Nu știu exact cum e faza cu Symmetra, cu shield generator și ceva, dar e bine. Să-l dăm ăsta un pic mai în spate. O, a venit în linia, pe nimeni minte nu are. Chiar-s curios dacă o să lanseze campionul The Queen. Eu așa zic, 99% o să fie un nou campion cândva, nu știu exact când. Dar, cum v-am zis, la fiecare hartă de genul lansează și niște ponturi, niște indici, niște vrăjeli. Despre următorul campion care o să fie sau chestii genul. Ah, perfect, frate, am știut că până la urmă vin șobolanile aici. Nu dau chiar degeaba vrăjelile astea. Nu, bă! Tu te dracu! Băi, ciobane! Aoleu, mi-a dat vărul. Și ăsta prostălău, cum îl cheamă? Pomnii mei mintinoare, evident. Ăsta călare pe bombele mele, care rămân după mie, jimă. Oh, mamă, ce de aur pe aici, ești prost? Cât de tare. Scuze cum se vede pe ultra. Că în momentul de față îl joc pe low jocul, ca să meargă perfect și cu stream și cu tot. Pentru că placa video nu este ce trebuie acum, chiar dacă este procesorul forță, nu mai e placa. Mereu există o problemă, măi. Oh, mamă, ce bubuia nu dau aici. Oh, frate, ce m-a pleznit. Noroc că i-am pus la jos și nu m-a spargă durgulit. Bun, da, îl câștigăm, nice. Deci problema acum am două victorii pe harta asta. E frumoasă. Mai ales că este mult aur, chestii. Și am jucat cam fără tank. Ia să vedem ce-o făcut vărul. Cu skin-ul ăsta de, cum le zicea, de Power Rangers. Aici cred că mă omoră pe mine, când urlam acolo. Știu, ăsta era mie în echipă, stați calmi, când m-am prins. Mă refeream că mă omoră ăsta pe mine, în fine. A fost slăbuț, play of the game. Match. That's bad, chiar și el zice că that's bad. Să moară Gibilan. Cam asta a fost, fraților, harta, nu știu, lăsați-vă și voi părerea în comentarii. Cum vi se pare harta? Mie mi se pare interesantă. Ce este cel mai curios și când o să fie lansată The Queen? O să mă uit pe Google că 100% deja au apărut niște teorii. Cam asta a fost, mersi fain de vizionare. Nu uitați de giveaway, fraților, să aveți o zi super faină, salutare!